Cei care ajung zilele acestea la târgul de toamnă organizat în parcarea dintre Palatul Culturii și Parcul Toma Socolescu din Ploiești pot gusta must proaspăt din struguri aduși din Franța și zdrobiți chiar la stand în fața clienților. Și am venit la Ploiești să le dăm oamenilor un must proaspăt care este făcut pe loc. Uitați-vă câți struguri am adus aici. Am adus fetească Riesling, aligoté fiind alb, merlot cu fetească neagră fiind roșu. Aducem toate soiurile posibile să fie lumea mulțumită și să facem un must proaspăt făcut pe loc. Unde zdrobiți? Să curgă în fața clientului. Da, avem descerchinătorul aici. Punem aici, de aici intră pompa direct în teascuri. Și mergem direct și facem totul proaspăt să fie în fața clientului, să fie omul mulțumit. Ceilalți producători prezenți la ediția de anul acesta a târgului organizat de Sece, Hale și Piețe au diferite bunătăți la vânzare. Ce ați adus la târg? Sărmâle. Păi, produse tradiționale, făcute în gospodărie. De unde sunteți? De la Alba Blaj. Și ce produse mai există? Deci avem mușchi afumat, mușchiuleți, ciolane, pulpă afumată, cânat de porc picant, cânați de oaie, o scăriță bună, un piept de porc fiert în zeamă de varză cu usturoi. Vânzările la Ploiești? Merge treaba. La lactate avem oaie proaspătă, capră proaspătă, avem o mixtă, avem o oaie veche, avem un burtuf, cașcaveau și cașcaval. Salamuri crud uscate, produsele sunt crud uscate, sunt 100% naturale, maturate timp de 3 luni în salină. Avem cea mai modernă salină artizanală din Europa, o avem la Panciu. Toate ingredientele noastre sunt 100% din carne, nu adăugăm nici măcar sare în ele și trag singure sarea din mediul în care stau. Am investit foarte mult, sunt produse top cu acesta, cu chorizo, am câștigat medalia de aur la Londra, peste casa chorizo. Și avem câteva diversificate, 3 tipuri de salam, avem un porc maturat, o să aducem spre weekend, avem și o panceta. Văd aici și salam cu nuci. Avem și salam cu nuci, nu-l avem momentan pe stoc, dar o să-l avem curând. Cum vă spuneam, spre weekend vom aduce și un piept de rață maturat în suc de portocale, care este ceva extraordinar. Bine ați venit și pe la noi, pe la standul nostru, v-am adus vinete, v-am adus roșii, ardeiul cel mai iute posibil, ceapă, albitură, varză, tot ce trebuie de toamnă. Cu ceaiuri, tincturi, siropuri, creme pentru tratarea sau prevenirea anumitor afecțiuni. Sunt produse naturiste? Da, în familie pregătim totul. Părinții mei și cu mine ne ocupăm de la recoltarea plantei până la vânzare. Produse tradiționale de la Moieciu, Brașov. Râzeturi, cărnuri, cârnați. Pastramă, cașcavea, cașcaval de oaie, cașcaval de vacă. Aveți anumite rețete? Da, fiecare produs este cu rețeta lui. Pastrama, cum o faci? Pastrama avem diferite. Avem pastrama fumată, pastrama ținută la sare și pastrama la baiți, cu condimente, doar să o pună clientul pe grătar. Ploieștenii se declară mulțumiți că pot cumpăra produse tradiționale și din alte zone. Trebuie bine. Ar trebui să fie în fiecare weekend. Ca să avem un salam, un mustă, o pastramă, o vere. Deocamdată mă uit să văd ce este. Cam ce ați vrea să cumpărați? Ceva afumătură. Că sperăm că e afumătură mai naturală. Aveți de unde să alegeți? Da, mai sunt și pe aici tonete, da. Prețurile? Da. Mai alegem și banii. Da, acceptabile. Pentru unii, pentru alții mai puțin. Diversificat și mulți producători. Că în celelalte astea erau cei care vinde și pe platou. Ați și cumpărat ceva? Da, am și cumpărat. Am luat de la must o țuică, șuncă. Prețurile cum sunt? Prețurile sunt bune. Da, e bun că e, că altă dată nu era. Da, ne așteptam să nu mai fie. Să nu mai fie deloc, dar... Da. Binișor. Ce vreți să luați după ce vă uitați? După caș de oaie proaspăt. Dintr-o anumită zonă a țării? Sau... Da, dintr-o anumită zonă, că aici la noi nu se face
Nu, de fapt nu au rețetă corectă, așa, îl bulibășește și îl face, n-are niciun gust. Ați văzut ceva pe placul dumneavoastră? Da, am văzut undeva aici, dar a zis că aduce și mâine. Și vine mâine? De la Măieciu, parcă, am înțeles. Ei au rețetele mai bune. În cadrul târgului de toamnă, care se va încheia duminică, există și o terasă unde vizitatorii pot lua masa.